Sfântul Ierarh Cosma, episcopul Maiumei, s-a născut la Ierusalim. Cosma, înaintând în vârsta înțelegerii și învățând discusința înțelepciunii, a lăsat lumea cea de sartă și, ducându-se în mănăstirea Sfântului Sava, a luat asupra sa jugul monahicesc. Pornindu-se lupta împotriva Sfintelor Icoane, acest cuvios l-a îndemnat pe Sfântul Ioan Damaschin să scrie către drept credincioși cuvinte pentru cinstirea Sfintelor Icoane. A fost ales de Patriarhul Ierusalimului, episcop la Maiuma. Romano-catolicii îl venerează pe Sfântul Serafim. S-a născut în în anul 1540, tatăl și fratele său mai mare erau zidari, iar el, pentru a-și câștiga existența, păzea oile unui om mai înstărit din satul vecin, în timp ce copiii de vârsta lui se duceau la școală să învețe. Deși prin mijlocirea Sfântului Serafim, Dumnezeu a împărțit multe haruri deosebite, el personal a avut parte de grele suferințe sufletești, tulburări și îndoiel ce l-au torturat până în clipa morții, în ziua de 12 octombrie 1604. Toți locuitorii orașului, în frunte cu autoritățile, au ținut sau ducă un omagiu solemn cu prilejul mormântării. Pe șase ani, la cer insistent a credincioșilor, Papa Paul al V-lea a permis să se aprindă lumânări la mormântul lui, iar Papa Clement al XIII-lea l-a declarat sfânt în ziua de 16 iulie 1767.